școala primară și școala gimnazială FEC. Preșcolarii și școlarii noștri studiază intensiv limba engleză și participă la examene Cambridge. Învață să utilizeze calculatorul, să își dezvolte abilitățile și talentele și participă la activități extracurriculare variate. Credinița, școala primară și școala gimnazială FEC funcționează în 4 locații din oraș, dotate cu laboratoare de calculatoare, săli de sport, săli de mese, spații de joacă în aer liber. Spațiile noastre dispun de sisteme de supraveghere video online, iar la cerere se asigură și transport școlar cu microbuzele instituției. Temele se efectuează sub întrimarea cadrelor didactice în programul After School. Credințele și școlile FEG sunt deschise și pe timpul vacanțelor școlare. Vă așteptăm! E simplu să trăiești frumos. Bucură-te de România și destinațiile ei minunate alături de rozeul din Cotnari. În inima Iașului, Hotel Astoria City Center oferă oaspeților momente de relaxare și de bucurie autentică. Hotelul are parcare privată gratuită și oferă la nevoie închiriere auto. Musafirii pot lua masa în restaurantul din incintă. Toate camerele includ televizor cu ecran plat, iar internetul este gratuit în întreaga proprietate. Unele camere au o zonă de relaxare pentru confortul dumneavoastră. Hotel Astoria City Center, o oază de bine și armonie. Elegantă și feminină, fii cea mai bună variantă a ta în ținutele Simoda by Simona Vasiliu. Alege calitatea în varietatea de ținute office și pentru evenimente. Alege să fii specială cu ajutorul brandului local. Stilul, croiul și modelele sunt create astfel încât să fii diferită și să atragi toate privirile, toate la un preț corect. Noua colecție este deja în magazin. Te așteptăm în Iași pe Sfântul Lazar numărul 30 sau la numărul de telefon 0758-085-132. PSD vrea să blocheze toate reformele și de aceea avem nevoie de alegeri anticipate. Nu știu toată lumea, cred că am suferit cea mai drastică înfrângere într-un rând de alegeri prezidențiale din 1990 până în prezent. Din guvernul Dăncilă a venit guvernul Orban. Au 3 luni de zile de când au venit guvernul Dăncilă. Nici o informație concretă. Acum, dacă ne lucrăm, în 2027. Cine credea? O mulțime de mici, de fake news. Obiectivul nostru este ca pe exercițiu financiar multianual 2021
artificială creează emoții și anxietate, pentru că nu suntem siguri cum ne va influența viața. Digitalizarea și automatizarea rămân procese pe care mulți le doresc, dar alții le blamează. La IT Zone, specialiștii din domeniu vă prezintă ultimele noutăți despre sisteme de aplicații software, inteligență artificială, roboți, dar și sfaturi pentru a nu deveni victime ale online-ului. IT Zone. Tehnologia are prioritate. Viața e într-o continuă schimbare. Într-o lume plină de frică, fii curajos. Când predomină minciuna, fii onest. Dacă unora nu le pasă, fii plin de compasiune. Într-o societate cu prefăcuți, fii autentic. Lumea nu-ți poate dărui ce nu primește de la tine. Sunt Cezara Bălăuță și vă dau întâlnire în fiecare seară la știrile Telemia și Regional. Informații din cele două domenii. Și nu mințim când spunem asta, pentru că iată, vorbim despre noutăți, despre proiecte foarte frumoase și unicate la nivel de țară. Vorbim despre un proiect care se desfășoară la Teatrul Luceafărul din Iași, o piesă de teatru inedită, aș putea spune eu, pentru că este dedicată bolii pe care cu toții o cunoaștem, epilepsia. De altfel, luna noiembrie este luna conștientizării acestei boli și cei de la teatru vin cu acest proiect unicat, după cum spuneam. O să aflăm detalii de la invitata mea, este vorba despre doamna Olgița Cântec, este director artistic la Teatrul Luceafărul din Iași și spune bună seara, bine ați revenit la noi și nu este singura activitate foarte frumoasă și interesantă pe care o veți prezenta, ci aveți foarte multe alte lucruri pe care vrem să le transmitem, dar cumva aceasta e ultima și e de suflet, pentru că am văzut că ne-ați povestit deja cu emoție despre acest proiect. Într-adevăr, cum foarte bine ai subliniat, este un proiect inedit în România, un proiect foarte special, prin care ne-am propus să arătăm faptul că nicio boală, în cazul acesta epilepsia, nicio boală, deci, nu este un stigmat. Luna noiembrie, o lună specială, luna purpurie. Mă bucur că ținuta cromatică... S-a nimerit! Dar ne bucurăm că s-a... Uneori lucrurile se așează, hazardul le așează foarte, foarte potrivit. Epilepsia, o boală foarte frecventă în lume. Statisticile spun că există la nivel global peste 60 de milioane de bolnavi înregistrați. Nu știu, tu